Există un lucru, doamnelor și domnilor, despre care n-a vorbit nimeni astăzi la deschiderea anului școlar, nici președintele Iohannis, inițiatorul programului România Educată, nici premierul Ciolacu și nici ceilalți politicieni, și anume școlile primesc o lovitură în ceea ce privește finanțarea prin PNRR. Undeva la 2000 de unități de învățământ vor fi tăiate de pe lista investițiilor prin... PNRR. Atenție! Nu au cerut-o neapărat europenii. Noi ne-am dus la ei cu aceste propuneri. Astfel, peste 1800 de școli din țara noastră nu vor mai fi echipate cu laboratoare de informatică. informatică. Inițial, lista era de 5200 de laboratoare prin PNRR. Acum, lista actuală este de doar 3000 390. Apoi peste 10% din suprafața școlară ce ar fi trebuit renovată cu bani europeni a fost tăiată de autoritățile de la noi. Din 3200 de, de microbuze electrice destinate transporturilor elevilor vor fi finanțate iată doar 1600. Iar 330 de școli dispar atenție din programul dedicat susținerii unităților cu un grad ridicat de abandon școlar. Și acestea trebuiau dotate și utilate corespunzător. Altfel, mai sunt planuri și investiții prin celebrul PNRR. Rămâne de văzut de acum înainte cât de capabil va fi statul să ia acești bani și să facă ce s-a propus. Mergem mai departe.